Calea Dumbrăvii va fi prima arteră smart a Sibiului. Lucrările pe primul tronson dintre străzile Argeșului și Bacluiului au început în luna martie și inițial s-a anunțat termenul de finalizare începutul lunii iulie, apoi mijlocul lui august. În acest moment, deși capetele tronsonului sunt semne cu intrare interzisă, sibienii trec totuși cu mașinile pe acolo. Lucrările nu sunt finalizate nici la carosabil, nici la iluminatul public și nici la trotuare. Dar o altă bucată a arterei a fost închisă, cea cuprinsă între străzile Gheorghe Dima și Alexandru Vlahuț. Daniel Chelcea este noul manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Acesta a fost singurul candidat care a participat la concurs și a fost declarat admis de comisie. Direcția de Sănătate Publică a județului Sibiu are un nou director începând cu data de 14 septembrie. În funcție a fost pus doctorul Lucian Blăguțiu. Lui i se deleagă atribuțiile specifice funcției de conducere vacantă de director executiv până la data de 31 noiembrie anul curent. 3 focare de coronavirus sunt active în prezent în județul Sibiu. Unul dintre ele a fost identificat la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Acolo sunt 12 angajați care sunt infectați. Alte 2 au fost identificate la o companie furnizoare de echipamente industriale din Șura Mică și la o companie producătoare de marochinerie din Sibiu. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.